În această săptămână, DRDP Timișoara va executa lucrări pe drumurile naționale și autostrada A1. Mai exact, în zona Pecica se fac reparații la carosabil și se circulă doar pe banda 2. În Timiș, pe DN57, Jamu Mare, limita județului Timiș cu județul Caraș-Severin, și pe DN69, Timișoara-Arad, se execută reparații la carosabil. În Arad, pe DN79, Arad-Chișineu-Criș, se execută reparații la carosabil. În Caraș-Severin, pe DN67D, Băile Herculane, Valea Cernei, se intervine pentru consolidarea drumului, iar pe DN57 Berzasca se construiește o polată pentru protecția drumului de căderile de pietre de pe versant. Pe DN66 Hațec se amenajează un sens giratoriu, iar pe DN66A Uricani se intervine pentru consolidarea drumului.